not that thing. I don't have the time for the world to watch. I'ma move regardless, just like a clock. Hai, salut băi frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Sebi Cristian și astăzi alături de Zbrrr o să facem așa un mini battle de scheme cu BMX-ul. Începător versus profesionist, da, pe BMX. Începător versus profesionist. Bărr, știi ne calcăm asta bicicleta, mai facem cu trotineta după. Ok, Zbrrr știe să se dea cu BMX-ul foarte, foarte bine, am rămas Vă arăt? Hai să vedem. Așa, din prima, un trick. Mă vezi pe mine să dau, stai, repede, trebuie să dați like înainte să fac tricul, ca să... că altfel nu merge. Repede, acum. Ia, hai să vedem pe Zbrrr în acțiune. Mamă, mâncați ai sufletul tău, bă. Cum? Bă, eu m-am dat 5 sau 6 ani cu BMX, adică mai am de 6 ore pe zi să înveți. Logic că știi să le faci. Bă, și eu când eram mic îmi plăcea să mă dau cu bicicleta, dar știam numai așa să merg fără mâini. Știi să sar cu ea? Bă, știu să sar cu ea, da. Hai să vedem. Cel mai important lucru, dacă vreți să vă dați și voi cu BMX-ul, cu rolele, cu trotineta, este să aveți o cască, pentru că altfel o să beli sp... Să pui aceea fața aia cu mine când dau cu capul. Îți las eu link-ul. Tot timpul îi zic lui Sebi, bă, să pui faza și-l face. Niciodată nu le pune. Și cum astăzi nu am filmat nimic, consider că este momentul oportun să vă spun de ce eu port cască. Nu mai face căcaturi de astea. Hai sus. Și am fost cât de cât inconștient pentru câteva secunde. Ia, ține aici. Să-ți arăt, băi, un adevărat profesionist. Cum ar fi să le uităm aici și să plece băiatul cu el? Bă, dar stai, bă, asta n-are frâne. Ce n-are frâne? Păi, că n-are frâne că te încurcă frânele. Păi, cum să te încurce frânele, gen? Iei piciorul ăla și-l bagi aici. Ai înțeles? Da, dar nu cred că e combinație. Ba e, mă, nu să nu-i faci în față că pici. Bă, e ok, dar asta se numește hop, nu-i păi bani hop. Ai zis că să sar cu ea, atâta știu să fac. Păi da, dar trebuie să mai învățăm câteva tricuri astăzi. Băi, e și grea. Deci fii atent, fii atent. Așa ușoară. Asta? Da. Costă 80 de milioane bicicleta asta. Am mortu. Da. Și mă dă... Nu. Fii atent, prima lecție aici, ca să dai bunny hop, trei mișcări, da? Mă rog, două. Ridici fața și după aia împingi fața și o să vină spatele după aia. Da. Stai normal și ridici fața. Dar nu ridici din mâini, adică nu stai așa și ridici. Trebuie să ridici cu tot corpul. După aia să împingi fața. Uite. Ai văzut? Poți sar peste tine dacă vrei. Poți sar peste mine? Da. Nu știu ce să zic, Zbrrr. Să zicem că ăsta eu, da? Păi nu, mă, nu, sar de la o linie la alta. A, poți așa? Da. O sar peste mine, iau, nu ai să mă treabă. Mi-e frică, Zbrrr, să sar. Mi-e frică. Deci ridici fața. Așa și împingi după aia. Bă, dar nu pot că sar de pe bicicletă. Da. Ia, fii atent, fă-i un hop, cum făcuși tu înainte. Ok, fii atent, ridică fața și pe aia fă-i ce făcuși tu. Ai văzut? Bă, da, hai încă o dată, hai încă o dată. Greu, băi, prea greu. Nu mă, făcuși deja o dată, hai. Bun, ăla-i. Bravo! Ai reușit, bravo! Hai, da, bani, hop. Bate aici. Următorul trick. Următorul trick, hai, sari peste mine, bă. Stai. Bun, acum mai trebuie numai să faci cruce. Bă, Zbrrr, să moară familia mea dacă mă omori. Zbrrr, o să stau cu ochii închiși ca să nu fac infarct. Aaaa! Băi, să moară! Uite aici, un gentle step, numai puțin așa pe burtică. No! Dar acum Zbrrr, stai tu să sar eu. Nu. Dacă vrei, acum te învăț următorul trick, șmecher. Bar spin. Da, o să vezi iar, dar e posibil să pic. Că nu prea mai știu bine, dar hai să vedem. O să mă lovesc. Nu, l-am mai dat de 3. Ah! Ăsta? No. La bar spin nu înseamnă să învârți ghidonul. Ba da. Mi-e frică să-l arunc, asta e problema. Hai, cred că-l dau. Oh!
Oh, bine zbâr! Salut, Cristi, bine! O să arătă bagări în comentarii de mine. Salut, mai dacă mă vii! Te-ai lovit? Simt așa că mă întinsai tot corpul. Hai să te măși pe tine acum la bar spin, da? Dacă da. De-abia îl dai tu... Că te învățați e ușor. Ții cu pedala și îl înveți. O dată, de două ori, invers. Pare ușor, nu? Aș cura tot gen chestia asta, numai să învăț asta de două ori. Așa? Da. Nu, e extrem de greu. Ok, îl ții? Stai, că am crezut că e mai ușor și așa. Bun. Hai, ăla-i. Dar nu știu cu una și îl prins pe alaltă. Ăla-i. Băi, ești ne... Tu te-ai dat pe mix? Băi, nu, dar mă plimbam cu bicicleta mult când eram copil. Hai. Bun. Hai. E bine. Nu înțeleg, mă, mecanismul. Adică nu înțeleg, dar de ce nu-mi iese tot timpul? Bun. Da. Bun. Da, bă, dar în aer nu o să poți să fac chestia asta niciodată în viața păi mea. Păi de-aia mai există încă o chestie așa de mijloc, care nu știu sigur cum merge cu asta, dar merge în felul următor. N-am peg acum, că mi-e lene să-l pun, dar ții un picior aici și strânge așa. Și cu picioarele, știi? Bam. Să-mi bap, ce m-am uitat. Hai, îl încerci? Bă, hai că încerci. Să nu mergi repede, că dacă se îndoaie ghidonul, ai belit-o. Stai, mă. Nu pot, bă, e greu, mi-e frică. Bă, l-ai aruncat măcar. Bă, da. Acum trebuie să rămâi și pe pedale și să-l și prinzi. Bă, mi-e frică rău de tot. Bă, fii atent, încearcă să prinzi șaua între picioare, așa, ca să nu fugă BMX-ul stânga-dreapta. Deci nu pot să... Nu, picioarele întinse, da? În sus, gen, așa, așa, da. Dar nu țin, se ține el, gen, cât de cât, chiar dacă nu-ți dai tu seama, măcar stă drept. Bă! Bă, ești nebun, e chiar ok. Dacă mă chinui, oră, vreți să mergem în Herăstrău? Nu. Hai. Nu, e ok. Nu vrei să mergem în Herăstrău? Nu, că sigur că să o rup gâtul dacă mă... A, fii atent, hai să... Fii atent, bă. Stai să văd dacă pot ăsta, cel mai... Mamă, dacă ăsta chiar e greu. Eu nu pot. Băi... Vechirea e să poți să te oprești din ăsta. Hai. Bun. Bun. Nu prea e. Hai să te învăț alt trick, fii atent. Stai așa o multitudine de tricuri, dar trebuie să fii foarte atent, că e posibil să sari direct în cap și să-ți rup gâtul. Da? Tot ce-mi doream. Și aia se zice foot jam. Pui piciorul, te ridici pe roată și după aia continui. Da, asta e cât de cât ușor. După aia, bam, pui piciorul și te întorci într-o parte. După aia învârți cadrul. Mă, da te-n p***. Asta chiar e topic de mult. Mersi. Face adivinatarea. Bă, dar ce cât... Dar bă, chiar arată șmecher ăsta. Ăsta chiar arată șmecher. Poți să-l faci tu pe ăsta dacă vrei. Bă, deci să nu vă spărați pe mine, nu m-am mai dat pe BMX de vreo 4 ani. De vreo 4 ani nu m-am dat pe BMX. Că știam să mă dau bine. Bun, hai Sebi. Hai. Bun. Și după aia trebuie să ții piciorul ăla de lași pe pedală pe pedală și să-l pui pe altul înapoi, hai. Stai, mă, nu. Nu, prima oară ăsta, după aia să-l învârți. Bum. Ah, hai mă, mergi în față ca să se pună. Stai că vine un gagiu cu mașina. Bun, se pune. Hai încă o dată ca să poți să reși la următorul nivel. Bun. Ah, e boss. Bă, te învățai, știi? Bun, acum următorul nivel, în felul următor. De niciodată nu o să poți să-l învârți. Că vine aceea, în picior. Da. Ce trebuie să faci? Pe asta. Adică cum stai tu așa normal, scoți piciorul ăsta, îl duci peste cadru, îl pui aici și îl învârți cu piciorul ăla altul de sub. Da. Hai să vedem. Stai să-mi dau jos casca. Nu, ține. Nu, că aici se întâmplă accidente. Nu o să se întâmple, o să reușesc. Bine, dă-mi să o ținem atunci. Deci piciorul, hai că am. Dreptul, treci peste, așa, pui. Ale! Bă! Ești nebun! Bă, chiar începe să-mi placă! Ai tragi pe tine! Hai și... Bă! Eu zic mai bine iei casca! Nu, mă, că n-o să-mi pic!
Bă. Că oricum dacă pic așa și muș din el, deci n-are cum să mă, n-am să folosesc la cap. Păi da, dacă pici așa, nu dai cu dinții, dai cu casca. Și scumpă dinții. Așa. Fii atent, hai că tu ești mai începător, fă-o așa. Bă, e obositor, dar e fain în același timp. Fii atent că tu ești mai începător, poți să pui și piciorul jos să te ajuți, adică bam, ai făcut așa, o lei, ții piciorul jos, după aia dai peste. Bă, da, asta da. Adică ar fi într-un fel mai ușor. Bam, uite. Bun. Bă, de nu pot să cred că înveți. Ești cel mai bun profesor dacă înveți tricul ăsta, jur. Ah, what the fuck? Aproape, bă. Bun. Ai mers. Ai pus piciorul jos, bă. Păi și-mi bani hap acum. N-ai cum, bate aici. Am obosit, bă. Lăsăm aici partea întâi? Da. Dacă vreți să mai facem partea a doua, câte like-uri? 10.000? 10.000 de like-uri și facem partea a doua cu Sebi în skatepark, unde o să-l învățăm alte chestii. Băi, deci, măcar de filmam așa ceva, eram și eu cineva, dar ia uitați. Efectiv, după ce am închis vlogul, hai să mai dăm și noi un trick și plecăm. Băi, și am picat cu cotul efectiv în ghidon. Știți partea aia cotul în care dați de ceva sau vă loviți de ceva? Băi, simțiți așa un fel de curent, un fel de, nu știu, că vă electrocutează cumva. Băi, și am dat cu cotul, băi, direct de la efectiv. Băi, am crezut că nebunesc, am crezut că m-o trăsnit. Efectiv, am rămas șocat de ce am simțit din cot. Ne-am dus în casă frumos, nu mai am simțit mâna, n-am mai putut să conduc, mi s-a umflat. Băi, deci efectiv n-am mai înțeles nimic, am rămas prost. Eu de obicei nu mă lovesc și dacă mă lovesc, nu pățesc aproximativ nimic. Nu că-s de fier sau ceva, dar gen, nu știu. Simt că îmi trece de la sine. Bă, la cu cotul, mi s-a umflat efectiv. Și am ajuns acasă și mi l-am pus frumos în gheață. Dacă o să mai fie la fel de umflat, o să mă duc la doctor, pentru că jur, de-abia îmi mișc mâna. Și mi-e ciudă, bă, că n-am filmat. Asta e cea mai mare durerea mea, durere mai mare ca asta, că n-am filmat, n-am prins faza aia. N-am reușit să militez nici singur vlogul. A trebuit să trimit la cineva să militeze, eu fiind editor, trebuia să explic și chestii și chestii, dar până la urmă sper să se vindece. Vă mulțumesc de vizionare, vă pup și vă iubesc și să sperăm că îmi revine mâna până mâine. Vă rog, te rog, Jesus, please.